importantă pentru noi. Am intitulat, să spunem așa, gândul nostru, că am zis să nu ne rugim prea mult, Eminescu, poet al rugăciunii. Îl aniversăm zilele acestea pe marele Mihai Eminescu, pentru că bucuria intelectuală și sufletească pe care o provoacă lectura poeziilor sale ne face să depășim granița timpului care nu îmbătrânește niciodată, la fel cum este și granița Harului lui Dumnezeu, care practic nu are potare. Poezia este potară a nimănui, dacă ne gândim și parafrazăm cuvântul lui Bergson, care spunea că și filozofia este o țară nimănui. Cel mult ne zorește, ne risipește gândurile și ne face uneori să pășim mai încet decât am vrea. Și lucrul acesta ne face să gândim și să medităm. Alteori, păsuiți de timp, ne oprim cu sfințenia asupra acelor evenimente pe, ca cel de astăzi, care ne răspăresc visarea și ne poartă de mână la viitor nemuririi, pentru că orice suflet este nemuritor, iar la Eminescu lucrul acesta se vede limpede. Este o evidență că n-a fost numai un geniu ce și-a spus cuvântul în limba românească. Acolo unde a vorbit el, începe graiul sonor al bărbăției însăși în literatura noastră. De pe buzele lui, muritoare, dar totuși nemuritoare prin cuvânt, s-a desprins doar glasul unui om care a știut să cuvânte, dar nu s-a desprins doar glasul unui individ, ci vocea spiritualității noastre românești și aș spune și ortodoxe. Eminescu este întâiul care a vorbit cu Dumnezeu în limba română. Și Dumnezeu se vede că l-a înțeles, pentru că poporul vorbește prin gândirea și simțirea lui. Acolo unde unii au certitudini, alții au îndoieli. Oare Eminescu a iubit cu adevărat ortodoxia românească? Ne punem întrebarea. S-au încercat până acum câteva răspunsuri la problema credinței marelui artist gânditor. Unii l-au socotit ateu, alții au un credincios frecvent, alții un om normal, fiecare întemeiindu-se pe unul sau mai multe texte. Într-adevăr, poetul Mihai Eminescu este o ființă plină de contradicții, dar cu o plecare evidentă către mit. Unul dintre ele este și mitul mirului, dacă am putea spune așa, simbol al iluminării, infuzie de divinitate. Revelatoare sunt versurile din poezia Melancolie, unde precizează: pe fruntea mea senină, al bucuriei mir, sau din cântarea cântărilor, iar mâinile mele picură mir. Astfel, limbajul liturgic se întâlnește cu limbajul poetic, și se regăsește în textele religioase precum Colinde, Colinde, în care apare simbolul unei stele călătoare care călătorește spre locul sfânt al nașterii Mântuitorului alături de simbolul Maicii Domnului, ce devine motiv de frumusețe și puritate atât fizică cât și sufletească. Să ne amintim de colindele noastre. Se bucur copiii de dragul Mariei, își piaptene pletele de dragul Mariei și a Mântuitorului, lucește pe ceruri, postea călătorului. Poezia Învierea ca și rugăciune și mai ales poezia Răsarea asupra mea aduce în prim plan marile virtuți ale omului: credința, nădejdea și dragostea. Fără credință nu e posibil să asculți și plăcuții Părintelui, lui Dumnezeu, că cine se apropie de El trebuie să creadă și în cuvânt, nu numai în ființă. Nimica înainte ți-e omul ca un fulg. Și acest nimic își cere o rază mângâioasă în pâlcuri sunătoare de plânse de duioase a noastre rugi, Părinte, organelor se smulg.
Muzica poeziei îngână cuvinte de miere din străvechile Evanghelii. E o chemare la rugăciune cu psalmii în cadrul solemn. Și știm prea bine că nimeni în literatura noastră nu a cercetat atât de bine octoicul, mineile, scrierile lui Dosoftei, psaltirea lui și celelalte cazani despre care vorbește. Cântări și laude înălțăm noi ție unuia, primindu-l cu psalme și ramuri. O speranță de mântuire din valul relelor ce bântuie lumea este poezia rugăciune. Termen ce vine din latinescu rugă, ruga, împlinind o cerere de mulțumire, de laudă adresată de credincioși divinității. Poetul înalță rugămintea Fecioarei Maria, Maică Preacurată, Fecioară Crăiasă, Regină peste Îngeri. Crăiasă, alegându-te, îngenunchem rugându-te, înalță-ne, ne mântuie din valul ce ne bântuie. Ascultă a noastră plângeri, Regină peste Îngeri, din neguri te arată lumină dulce, clară, o Maică Preacurată și pururea Fecioară Marie. Și cu un ultim argument, poezia, cu accente meditative răsai asupra mea, răscorește sufletul oricărui creștin, prin mesajul pe care îl transmite. Simbolul suprem al credinței, pentru noi reprezintă fidelitatea și mai ales persoana sfântă a Maicii Domnului, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Pentru cei mai tineri care nu s-au întâlnit până acum cu Eminescu creștin, textul consider că merită rostit. Răsai asupra mea lumină lină, ca în visul meu ceresc de odinioară, o Maică Sfântă, pururea Fecioară, în noaptea gândurilor mele vin. Speranța mea tu nu o lăsa să moară, deși al meu e un oian de vină, privirea ta de milă caldă, plină, îndurătoare asupra mea coboară. Străind de tot, pierdut în suferința adâncă a nimiciei mele, eu nu mai cred nimic și n-am tărie. Dă-mi tinerețea mea, redă-mi credința și reapar din cerul tău de stele, ca să te ador de acum pe veci, Marie. La Eminescu putem vorbi astfel de o poezie a rugăciunii, dar și de o rugăciune a poeziei. Cu câtă dragoste, cu câtă evlavie se îndreaptă cel ajuns la capătul cunoașterii și al deznădejdei spre Maica Sfântă. Spovedindu-se și cerându-i înapoi tinerețea și credința cu o smerenie într-adevăr mântuitoare. Când și-a sfințit sfârșitul Mihai Eminescu, și doresc să precizez acest lucru, a cerut să fie spovedit și împărtășit, nu întâmplător, prin lucrarea lui Dumnezeu, într-o zi de vineri, când era ziua de 8 noiembrie 1886, ziua Sfinților Voievozi, Mihail și Gabriel, de fapt ziua lui onomastică, ziua lui Mihai Eminescu. După ce a primit Sfânta Împărtășanie, a sărutat crucea și mâna preotului și a spus: Părinte, să-mi îngropați la țărmul mării trupul, lângă o mănăstire de mai și să ascult în fiecare seară, ca la gafton, cum cântă lumină lină. Avem adânca încredințare că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe care o iubit-o, tot cum am observat, în mila ei nesfârșită față de durerea și umilința lui, i-a mijlocit mântuirea sufletului. Astfel, gândurile ce au cuprins tot universul revin la matca ortodoxiei românești, pe care, dincolo de toate pendulările căutătorului de absolut, Eminescu a iubit-o și a apărat-o ca pe prima valoare a spiritualității neamului, întrupată în biserica noastră ortodoxă națională. Vă mulțumesc!